Pompierii au fost chemați astăzi să stingă un incendiu izbucnit la o agenție de pariuri de pe Bulevardul Republicii din Ploiești, zona Caraiman, aflată la parterul unui bloc. Focul a izbucnit în toaleta agenției din cauza unei țigări aruncate în coșul cu hârtii. La sosirea echipajelor de pompieri la locul evenimentului, incendiu se manifesta în grupul sanitar cu o degajare foarte mare de fum. Incendiu a izbucnit cel mai probabil din cauza fumatului în locuri nepermise sau în locuri neprotejate corespunzător. Urmare a incendiului, o femeie în vârstă de 22 de ani a suferit un atac de panică, însă aceasta a refuzat transportul la unitate spitalicească. Din fericire, pagubele nu au fost însemnate, flăcările distrugând doar ușa de la toaletă și un computer. Angajata care a fumat și a provocat incendiul va primi o amendă de la ISU în valoare de 150 de lei.